Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aștept momentul în care în sfârșit o să putem să ieșim din magazin fără, da, fără să plăti, adică fără să mai scanăm lucrurile la casă. Mă rog, unii fac asta și acum. Fără, știi, sistemul ăla automat în care ieși și îți ia banii automat. Păi la... Ăla e doar asta, e mai multe și locuri. În Anglia, da. 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 E mai multe locuri. Păi ăla te taxează, nu? Adică nu, da, e ca și taxează, cum îți ia te taxează, da. Te taxează, dar e o tehnologie foarte avansată. Amazon a lansat-o, dar, mă rog, acum am citit că tehnologia asta e atât de avansată, e puțin diferită decât ce crede lumea, de fapt. Pentru că, deci vorbesc de magazinele Amazon Just Walk Out, adică pur și simplu ieși, așa se cheamă, știi? Magazinele pur și simplu ieși, lucru care în România cred că ar fi luat ad literam de foarte mulți. Este, sunt magazinele alea în care pui produsele în coș și pleci fără să mai treci pe la casele de marcat. Că ți-a banii sistemul. Da. Și după cum s-a dovedit, scrie publicația ziare.com, inteligența asta artificială, extraordinară, era formată nu doar din camere și computere și algoritmi de inteligență artificială, ci și din 1000 de indieni care monitorizau acțiunile clienților și verificau acuratețea bonurilor respective. Un fel de robotul Ion de la guvern, da, practic, s-ar aplicat în magazine și Amazon renunță la acest sistem. Stai mă puțin. Ăsta e sistemul automat indian. Deci cum? Îți imaginezi, mă, Amazon, mamă, avem o super tehnologie. Puneți produsele în coș și le scanăm cu inteligență artificială. Practic nu mai trebuie, nu mai pierdeți timpul la cozi, nu mai faceți nimic. Mergeți direct în parcare, la mașină. Ați plecat, știți, vă luăm banii automat. Și undeva încolo, în Calcuta sau Calcata, cum zice, da. 1000 de genitori. 1000 de genitori. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.